Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă vorbesc despre Yak Virus Removal. Acesta este un program nu doar de eliminat virusii, ci ne ajută să ne ținem calculatorul curat și protejat împotriva multor prostii ce se află pe internet. Eu am instalat în urmă cu ceva timp aplicația iSafe pe Windows 8, este compatibilă și cu Windows 8. Am fost foarte mulțumit de ea. Folosesc această aplicație pentru că există foarte multe programe pe care le instalăm în ultimul timp și pe lângă ele se mai instalează încă 3 plugin-uri pentru toolbar-uri, se pune alt homepage când instalăm un program, lucruri care pot fi foarte enervante la un moment dat. Cu ajutorul Yak Virus Removal vom putea să scăpăm de toate aceste probleme. Da, acum se analizează calculatorul nostru. Așa, am primit o notă de 65 din 100. Da, după cum vedeți, asta vă și spuneam mai devreme, plugin Delta Search Chrome. Da? Este o aplicație sau un plugin care trebuie șters și el ne avertizează. După aceea, avem fișiere temporare foarte multe. Windows Error Report. Sunt fișiere care chiar nu avem nevoie de ele și putem să le ștergem. Speed Detect. Bun, eu îi dau direct click fix. Da, și vedeți că acum am primit un scor de la 65, am ajuns la 100. Ok, haideți să mergem acum la Browser Protect. Putem bifa browserul default, adică ați văzut că când instalați anumite aplicații, mă întreabă, doriți să schimbați homepage-ul în altceva. Nu homepage-ul, browserul final. Să nu mai fie Google Chrome, ci să fie Internet Explorer. Da? Noi l-am blocat pe Google Chrome. Browser homepage. Lăsăm așa, adică să nu fie nimic sau să intre direct pe google.com, cel mai bine. Place că aceste setări se facă. Se fac instantaneu. Bun. Avem Default Search Engine să caute direct pe Google și nu pe Bing sau pe Yahoo sau iSafe Search pe care vedeți că și-au creat și ei propriul lor motor de căutare. Este bine că ne lasă pe noi să alegem ce motor de căutare dorim să utilizăm și nu ne îndeamnă sau nu ne obligă să folosim motorul lor de căutare. Plugin Protect, vedeți că în Google Chrome avem 10 pluginuri, în Firefox avem doar 9 și în Internet Explorer 5, pentru că acesta chiar nu-l utilizez și sunt pluginuri care s-au instalat fără să le instalez eu. Aici avem un Quick Cleanup. Îi dăm direct pe Cleanup să ne șteargă toate fișierele de care nu avem nevoie. 147 de urme și 14 registri. Ok. Deep Clean. Aici la Deep Clean nu am să îi dau scan sau haideți să-i dăm măcar o scanare, dar nu vom șterge totul pentru că aici sunt cookie-urile și tot istoriul
website-urilor pe care am navigat eu și nu vreau să le șterg sau nu vreau să le pierd. Însă voi, dacă nu țineți la acest lucru, puteți să le ștergeți pentru că nu se întâmplă nicio problemă. Eu am foarte multe website-uri pe care navighez și nu vreau să se șteargă acea istorie. Avem System Boost și Software Manager. Da? De aici putem să ne dezinstalăm aplicațiile pe care le avem instalate în calculator cu un simplu click. Vroiam mai devreme să dezinstalez o aplicație, însă haideți să alegem iTunes pentru că nu-l folosesc. Dăm click pe Remove și Next. Și acum se dezinstalează foarte simplu și foarte ușor. Vedeți aici în partea dreaptă avem un tool pentru traficul din rețeaua noastră și ne arată exact fiecare proces cât trafic folosește, da? În momentul de față am consumat 4,8 mega, am descărcat 4,4 mega și am uploadat 356 de kilobits. Este o aplicație interesantă și acest tool pentru monitorizarea traficului, pentru că, din punctul meu de vedere, în cazul în care aveți un virus, pentru acesta este esențial să păstreze o conexiune directă cu internetul. Și aici puteți vedea una, două, dacă aveți o aplicație care este tot timpul în top și ea folosește foarte mult trafic, fără să știți exact de ce. Ok, cam atât despre iSafe sau IAC Virus Tool Remover. V-am spus de la început că nu este doar un antivirus, ci este un tool destul de complex, asemănător cu CC Cleaner și parcă am mai vorbit despre ceva, însă nu mi-aduc aminte acum. În cazul în care aveți întrebări, comentarii, nu ezitați să ne contactați. La revedere!